Sunt Andrei Măjeri și sunt regizorul spectacolului Toate lucrurile pe care mi le-a luat Alois de Cosmin Stănilă. Spectacolul este rezultatul unei rezidențe de dramaturgie. Mă rog, au fost 60 de aplicații pe care le-am corectat împreună cu cei de la Reactor, care sunt producătorii spectacolului, iar eu am ales textul lui Coco, lui Cosmin, cu care mai lucrasem în postura de actor anterior la Naționalul Clujan, el fiind angajat acolo. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. E o zonă pe care eu nu am mai abordat-o, mai intimistă, să zicem, spectacol în două personaje. Mai lucrasem în două personaje acum 6 ani. Mi se pare foarte dificil. Este un text despre o relație fiu-mamă, mama fiind o actriță celebră care face o demență, un Alzheimer destul de vreme, la 49 de ani. Fiul află și se mută cu ea și de aici începe spectacolul. N-aș vrea să dau spoiler, să-l povestesc pe tot. Să zicem că e emoționant. El a apucat să joace de 2 ori live în septembrie, după care a fost dat odată și online. Feedback-urile au fost foarte bune, nouă ne-a fost teamă să-l dăm în online prima oară, pentru că cumva e destul de intimist, e un spectacol de relație, dar avem o filmare foarte bună și cred că asta a fost un atu, pentru că în perioada asta e unul dintre lucrurile în funcție de care decidem dacă să mergem spre online sau nu. Să susțină teatru cât pot și de acasă. Știu că comparativ mie e greu să mă uit la spectacole filmate, că avem Netflix-ul și avem ochiul nostru s-a obișnuit foarte mult cu o calitate a serialelor și a lucrurilor care ni se livrează, încât ne e foarte greu să ne instalăm sau poate o facem cei din domeniu la spectacole vechi la care nu am avut acces. Ne e greu să ne instalăm în receptarea asta de dincolo de un ecran, dar e doar o perioadă. Cred că oamenii din lumea teatrului au nevoie de susținerea foștilor spectatori, actualmente telespectatori, sperăm viitor din nou spectatori, și de, nu știu, de semnalele lor că vor reveni în săli când se va putea. Ne-am dat seama când un pic s-a reluat accesul în săli. În toamnă am mai avut o premieră dată așa, în condiții greoaie, cu măști și cumva și noi am încercat să ajungem într-un fel la ei. E clar că ei sunt acolo, e clar că ei vor reveni. Poate de bun augur pentru teatre să-și recucerească publicurile cu noi repertorii, cu repertorii relevante, ceea ce mi se pare extrem de important, pentru că foarte multe secretariate literare se, nu știu, dormeau pe gândul că oricum noi avem publicul nostru, oricum sălile sunt pline în București, da, și chiar și în provincie lumea vine la teatru. Cred că acum va fi mai dificil și eu nu văd nimic rău în asta. De altă parte, trebuie să găsim publicuri noi. E complexă și e o discuție extrem de importantă asta, legată de formarea de noi publicuri și de deschiderea celor minților, celor de dinainte, spre, nu știu, spre spectacole noi sau spre spectacole cu o miză reală de acum.